Bine te-am Teodora sau Tea, 19 ani, arată de aproximativ 11 ani. De unde pasiunea asta? Mi-au plăcut sporturile întotdeauna și simt că aici mi-am găsit locul. Văd aici centura. Reprezintă multă muncă și validarea propriilor valori și a efortului meu de pe parcursul anilor. N-a fost ușor, foarte mult timp. Am avut centura maro, care este chiar înainte de asta și mi-a fost foarte greu să iau centura asta și am muncit. Mulțumesc foarte frumos pentru că ai venit. Dorim succes pe mai departe. Mulțumesc tare mult. Bună seara și bine te-am găsit. Bună seara.
vreau să îmi spui câteva cuvinte. Suntem la cercul de karate din cadrul Palatului Copiilor Cluj și asistăm la antrenament cu domn profesor Ali Mărginean. Câteva persoane care îți au îndemnat pașii spre... Centura neagră. Am primit-o la vârsta foarte fragedă de 14 ani. Am dat-o pe antrenamente în Băișoara, pe muntele Băișorii. Și a fost succesul a 7 ani de antrenamente intense. Și alte medalii sau palmares. De viitor. Da, vreau să iau 2 de ani la karate și să mai iau câștig multe titluri. Mult succes. Mulțumesc. Și să ne vedem la cât mai mult. Da. Mulțumesc. Și bine te-am găsit. Bună seara. Numesc în Pian Carina și sunt sportivă de performanță de karate. Ne aflăm în dojo, într-o oarecare sală, unde toată lumea vine să-și cultive pasiunile, să se miște, să facă ce-i place până la urmă. De unde pasiunea asta pentru sport? Pentru sportul de full contact. Pasiunea asta o am de mică, de la 4 ani. M-am îndrăgostit complet și a fost dragoste la prima vedere, să zic așa. Și de atunci nu m-am mai văzut făcând la rost. Sunt niște persoane care ți-au îndrumat pașii spre sala de sport, spre sala de karate. Aici unde văd mai mult în alb și negru. În primul rând, persoanele care mi-au îndrumat pașii au fost părinții mei, deoarece m-au adus la karate și apoi datoresc totul antrenorului meu, Ali Mărginean, care m-a făcut să rămân aici și să înțeleg ce este de fapt karate și ce este un stil de viață prin karate. Am spus adineori, mă uit în sală și văd numai în două culori. Am kimono și negru, centura. Spune ceva despre centura. Da. Centura neagră, până la urmă, este o încoronare a tuturor sacrificiilor și a tuturor a muncii până la urmă depusă și mulți ar spune că centura neagră este destinația finală, dar este doar începutul. Doar începutul spre perfecțiune. Spre perfecțiune, desigur. Ce urmează să întâmple de aici încolo? De aici încolo, ca și club, urmează să participăm la Cupa Campionilor Europene. Urmează antrenamente intense, cum a fost și până acum, tocmai am venit de la Cupa României. Și urmează de asemenea un cantonament de pregătire. Multe medalii sperăm că urmează. Sperăm. Foarte frumos pentru că ai venit aici. Dorim în continuare succes. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Seara, Ali Mărginean mă numesc, sunt profesor din 2009 la Cercul de Karate din cadrul Palatului Copiilor Cluj. E destul de greu așa să povestesc doar în câteva cuvinte activitatea pe care o facem noi toți aici la Palatul Copiilor. Dar în primul rând vreau să spun că chiar dacă este un singur antrenor și un singur profesor la cercul respectiv, în spatele meu vedeți o echipă pe care mă pot baza în fiecare secundă și în orice minut al zilei ca să ne putem duce acțiunile și activitățile la bun sfârșit. Maestre, am urmărit cu toții
antrenamentul care, după cum am observat, e la un nivel foarte mare. De unde pasiunea asta pentru sport, pentru mișcare, pentru motricitate? Da, sportivii pe care i-ați văzut și ați reușit să-i încadrați așa în diferite forme și exerciții, sunt sportivi care practică, unii dintre ei practică karate chiar de 10-12 ani și cred că participarea la competiții, participarea la majoritatea acțiunilor pe care le-am organizat împreună i-au motivat și le-au dat așa un spirit de luptător ca să continue și să meargă înainte pe drumul, până la urmă, pe drumul de a dezvolta și a-și însuși principiile morale la un nivel cât mai înalt. Până la urmă, din punctul meu de vedere, ca și antrenor la cercul de karate, cel mai important este ca tot timpul să ne îmbunătățim disciplina, caracterul, perseverența, curajul și nu în ultimul rând, care e cel mai important din punct de vedere al acestui sport și al karateului, autocontrolul. În orice situație, nu numai în sală sau în competiție, ci în viața de zi cu zi, în viața reală. Vreau să vă întreb, cât de important este disciplina în sala de antrenament? Cred că fără disciplină nu putem vorbi în primul rând despre sport. Apoi, cu atât mai mult despre karate, unde din punctul meu de vedere, e opinia mea, nu trebuie să fie neapărat una adevărată, din punctul meu de vedere, eu cred că un plus de disciplină față de orice alt sport la karate există și se vede prin echipamentul pe care îl purtăm, prin comportamentul nostru, prin toate activitățile sau toate mișcările pe care le facem și până la urmă disciplina e și momentul ăla în care vrei să faci un antrenament în plus și îți găsești un timp liber, chiar dacă e dimineața la ora 6, te trezești, te duci, te antrenezi, tot disciplină e. Asta e cel mai important. Rolul meu principal și de bază, ceea ce le transmit și sportivului, este că totul se poate rezolva nu prin luptă, ci excluzând lupta ei, sau, hai să zic, între ghilimele așa, bătaia. Adică dacă ești un pic atent, ești disciplinat, că vorbeam de disciplină, ești autocontrolat, poți oricând să faci un pas în spate, să ți plimbi capul, os, cu respect și să te retragi fără să fie nevoie să te lupți. Până la urmă, și asta face parte din disciplina de zi cu zi pe care noi încercăm să o manifestăm și să o dăm mai departe tuturor sportivilor și elevilor mai mici sau mai mari. Vă văd îmbrăcat în echipament special. Dacă puteți să-mi spuneți, pentru cei care mă urmăresc, câteva cuvinte despre echipamentul pe care pot desemnește kimono sau în termeni mai specifici karate-gi. Îi spune forma dintr-o bluză, pantalon de bumbac alb, care alb înseamnă puritatea, înseamnă acuratețea acestui sport, înseamnă disciplina, până la urmă și culoarea albă e o culoare disciplinată, ca să zic așa, între ghilimele. Și cred că eu, cel puțin, în momentul în care îmbrac o astfel de îmbrăcăminte, un kimono, parcă în secunda aia mă transform. Și, o relaxare cumva, totală. Da, e o relaxare totală, dar în același timp e și o aliniere a tuturor principiilor. Adică nu poți oricum să te comporți într-o astfel de ținută, nu mai vorbesc să, nu știu, să înjuri sau să fii nervos sau să îți pierzi controlul. Nu, astfel de ținută îți impune așa îți trezește așa toate toate simțurile legate de tot ce înseamnă disciplină și perseverență.